Conștiința, irresponsabilitatea și nepăsarea statului trimit din nou un copil în spital. Un băiat cu probleme psihice și dizabilități fizice a fost grav rănit după ce un copac s-a prăbușit peste el pe trotuar. Se plimba singur pe stradă în București în noaptea de înviere. Mai grav este că adolescentul se află în grija statului, într-un centru pentru copii cu nevoi speciale. Cine puște copil? Se plimba pe stradă și un arbore a căzut peste el. Era puțin trecut de ora 5 când băiatul de 15 ani trecea pe bulevardul Kiselev din capitală. Singur, într-o clipă s-a trezit trântit la pământ de un copac smuls din rădăcină. Rănit, dar conștient, a reușit să sune la 112. Mai sus. Am preluat un pacient în vârstă de 15 ani cu traumatism toracic forte, cu fracturi costale bilateral, cu suspiciune fractură de stern, în observație contuzie abdominală, contuzie fortă tibie stângă, echilibrat hemodinamic și respirator. Nu era deloc un copil oarecare. Băiatul cu probleme psihice și deficiențe locomotorii provine dintr-un centru pentru copii cu nevoi speciale, unul de stat. Deci nu aveți cu cine să stați de vorbă și nu aveți voie. Haideți să ieșiți afară. Este reacția unor angajați ai unui astfel de centru special atunci când am vrut să ne interesăm de regimul copiilor. În astfel de locuri și în casele de tip familial, supravegherea permanentă este prima regulă. Asta nu înseamnă că așa se și întâmplă. Dar voi mai ieșați așa când nu mai știți că stăteați aici, da. Aveți voie, ieșați, da, vedeați, vă plimbați, da, da, da. Puteți să plecați, da? Da. Ceați așa singuri sau venea cineva cu voi? Venea cineva cu noi. Câteva minute mai târziu, copiii pe care de altfel i-am găsit singuri recunosc că nu sunt mereu supravegheați. Știu asta chiar și cei din familii obișnuite cu care se joacă în curtea blocului. Vă mai jucați voi cu ei? Mai ies în parc aici? Da, mai ies din când în când. Ne caută. O cum ne caută pe sistemul ăsta? La doamne care poliția. Deși e o zi de sărbătoare, autoritățile s-au mobilizat repede ca să șteargă urmele incidentului. Acum, la 10 ore, mărturii au mai rămas doar câteva șipci din bancă și rădăcina copacului. Până acum, autoritățile responsabile cu toaletarea și securizarea arborilor cu probleme nu au vrut să explice cum de a fost posibil ca pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din capitală un copil să fie rănit de un copac căzut din senin. La fel cum nici cei care răspund de soarta copilului nu au vrut să spună nimic.